În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Sfințite Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Noi este Dumnezeu, vă zăcar și pasai între oameni, acum și pururea și în vecii. Amin. Preacucernici părinți și iubiți credincioși, din mila lui Dumnezeu, din sfânta lui purtare de grijă și din părintească lui dragoste ne aflăm astăzi în duminica 21 după Rusalii. În fiecare an în această duminica 21 după Rusalii, biserica a rânduit a se citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 8, versetele 5 până la 15, în care ne este prezentată pilda sau parabola semănătorului. Tot în această duminică prăznuim sinodul al VII-lea ecumenic, convocat la Nicea în anul 787, în care a ieșit la biruință, au ieșit biruitoare sfintele icoane, sfintele moaște, cultul sfintelor icoane, al sfintelor moaște și al tuturor sfinților, adică evlavia și închinarea ce se cuvine a fi oferite sfintelor icoane, sfinților și sfintelor moaște. Hotărârile sinodului al VII-lea ecumenic din anul 787 de la Nicea au fost proclamate în mod solemn în 11 martie 843, adică 50 de ani mai târziu, în prima duminică din Sfântul și Marele Post, când de atunci, datorită acestei proclamări solemne pe care biserica a rânduit-o în anul 843, în prima duminică din Post, 11 martie, avem în fiecare an, în duminica întâia din Post, duminica Ortodoxiei, al biruinței ortodoxiei asupra tuturor ereziilor, asupra tuturor curentelor sau ideologiilor păgâne sau neopăgâne astăzi. Și ne aflăm totodată cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva. Cu toții cred că suntem impresionați de ceea ce se întâmplă în aceste zile în fiecare an la Iași, în cetatea sau capitala Moldovei, unde ocrotitoarea Moldovei și a întregii noastre țări, Sfânta Parascheva, este cinstită cu multe evlavie în procesiuni și în pelerinaje de către toți închinătorii care vin de departe și de aproape acolo, spre a-i se închina ei cu recunoștință și cu multă dragoste și evlavie, pentru că ea este ocrotitoarea noastră, mijlocitoarea noastră, purtătoarea și rugătoarea noastră înaintea tronului Preasfintei Treimi și înaintea Măicuței Domnului, cea care este întâia stătătoare între sfinți. Iată că am luat cu toți aminte că la momentul potrivit al Sfintei Liturghii s-a citit, cum am spus, pilda sau pericopa, ori parabola semănătorului. Pildă și parabolă, ca de altfel și alte pilde, spusă, rostită chiar de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, această pildă a fost și tâlcuită de Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Și iată că această pericopă evanghelică se deschide cu cuvintele cine are urechi de auzit să audă. Cu alte cuvinte, ne este atrasă atenția asupra celor ce urmează a fi rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci și acum, acolo și aici. Și vedem din această pildă asemănătorului cum noi suntem ogorul, Mântuitorul este semănătorul, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu.
care prinde ori nu prinde noi, noi ogorul fiind de patru feluri sau în patru stări sau ipostaze, primul fiind cel care, unde sămânța cade la pământ, pe pământ pietros, cumva lângă pământul cel bun, și de acolo vin păsările și iau semințele și deci nu prind rădăcină și nu prind, nu dau roadă. Apoi este pământul cel plin de alte plante și pălămide și care sufocă sămânța cea bună și ea nu are puterea sau posibilitatea să se dezvolte. Apoi este pământul cel uscat sau secetos, unde inițial sămânța prinde puțină putere, puțină vlagă, dar datorită secetei, datorită aridității sau pământului pietros și secetos în care ea a căzut, se usucă de grab. Și al patrulea pământ sau ogor este cel bun, unde pământul, unde sămânța cade și pământul o primește și ea are posibilitatea să se dezvolte și să dea roade. Și noi oamenii, după cum Mântuitorul Hristos, Domnul, chiar El tâlcuind, spune acest lucru, că noi oamenii suntem în felul acesta. De câte ori nu cade cuvântul lui Hristos, Domnul, cuvântul cel bun, sămânța cea bună, trecând pe lângă noi, sau cade pe lângă noi, însă nu reușim să ne însușim, să ne asumăm cuvântul lui Hristos, sămânța cea bună, pentru că diavolul, cu toate ispitele sale, cu toate cursele sale, cu toate obstacolele sale, repede vine și ne risipește cuvântul lui Hristos de lângă noi, care n-a apucat să prindă rod și rădăcină în inima și în sufletul nostru. Apoi sunt cei care primesc cuvântul lui Hristos, sunt deschiși, sunt disponibili al primi, al asculta, dar datorită grijilor acestei lumi, multor preocupări pe care omul le are și care îl apasă și îl copleșesc pe el, uită repede de Hristos și repede se ia cu altceva și se risipește într-o cele ale lumii acesteia și cuvântul lui Hristos n-are putere să prindă viață și să dea rod în el. După aceea sunt oameni destul de entuziaști, dar și ușor superficial, ca să nu spunem altfel, care zic, da, cum să nu primim, primesc cuvântul lui Hristos, sunt încântați la prima vedere, sunt entuziaști, da, cum să nu, au un elan chiar, dar după aceea, ușor și repede, că ce e val, cavalul trece, revin la ale lor sau se schimbă, devenind ceea ce au fost și înainte, probabil nepăsători sau indiferenți la cuvântul Domnului. Și apoi sunt cei care primesc cuvântul, care îl cultivă și care astfel îl dezvoltă și dă roadă cuvântul în ei și să face cuvântul în ei de viață dătător și făcător, pildă bună, demnă de urmat, pildă și reper pentru noi ceilalți care vedem la oameni ca aceștia cum lucrează cuvântul lui Hristos, cât de frumos lucrează cuvântul lui Hristos, cât de folositor și de roditor lucrează cuvântul lui Hristos. Sigur, cred că toți dintre noi trecem prin toate ipostazele acestea sau putem trece prin toate. Important este să ajungem la ogorul cel bun, la zona aceea a sufletului și a trupului și a minții noastre și a preocupărilor noastre în care cuvântul lui Hristos cu adevărat să se sălășluiască în noi și să prindă viață și să dea roadă în noi, să se dezvolte în noi, să prindă rădăcini și de acolo Hristos Domnul, Logosul, cuvântul cel întrupat, să nu mai plece, să nu-l mai părăsim niciodată, el să nu se mai îndepărteze de la noi, din cauza noastră, niciodată. Și deci noi să nu ne mai
îndepărtăm, ori să ne mai înstrăinăm vreodată de El, ci cuvântul Lui să dea semințe multe și roade multe în faptele cele bune ale credinței, în faptele cele bune ale milosteniei, în faptele cele bune ale rugăciunii, ale răbdării, ale iertării, ale îngăduinței, ale dragostei față de toți semenii, ale faptelor milei trupești și sufletești, ale propovăduirii și mărturisirii lui Hristos Domnul în tot locul și în tot ceasul, ale apărării bisericii și așa mai departe, ale slujirii bisericii și tot așa mai departe. Din pericopa evanghelică de astăzi, de la pilda spusă de Hristos astăzi și tâlcuită chiar de El, să învățăm, între multe sau printre multe altele, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea nouă cuvântul cel bun, sămânța cea bună a cuvântului Sfintei Scripturi și a Sfintei Evangheliei, cuvântul cel adevărat, învățătura cea dreaptă și adevărată, folositoare, veșnică și mântuitoare a lui Hristos Domnul, El fiind cuvântul cel întrupat, El fiind calea, adevărul și viața, adevărul care ne va face pe noi liberi, El fiind cel care a adus lumina lumii și noi, dacă îl vom urma, nu vom mai umbla niciodată în întuneric, ci pururea lumină vom avea și lumină vom fi sau vom deveni. Să ne rugăm Lui să așeze în noi cuvântul cel folositor, sfințitor și mântuitor. Ce mult poate face un cuvânt bun! Să ne rugăm deci lui Dumnezeu să ne dea nouă cuvântul cel bun, iar noi să fim ogorul cel bun, care să primească acest cuvânt. De ce spun să ne dea cuvântul cel bun? Pentru că sunt și cuvinte nebune, nefolositoare, care ne împrăștie pe noi, care ne risipesc pe noi. Toate învățăturile străine de biserică și chiar potrivnice bisericii sunt izvorâte sau generate de cuvintele cele nebune, care n-au nimic cu Hristos. Nu și-au sursa și resursa în El, cuvântul, Logosul cel întrupat. Nu este El semănătorul acelor cuvinte, ci sunt alți semănători, din alte părți, de aiurea și de oriunde. Și de multe ori, din păcate, noi ne facem ogor bun pentru asemenea cuvinte, pentru asemenea semințe, ceea ce este potrivnic vieții noastre în Hristos și deci ne este nouă total dăunător și risipitor și de moarte făcător sau aducător, nu de viață. De aceea să cerem lui Dumnezeu, cum spuneam, să vină asupra noastră și mai ales în noi și să avem parte noi întotdeauna de cuvântul cel bun. Pe acesta să-l primim, pe acesta să-l sălășluim în inima noastră unde este ogorul cel bun, în mintea noastră, în preocupările noastre. Pe acesta să-l ni-l însușim, să ni-l asumăm, pe acesta să-l cultivăm, să-l înmulțim și să-l dăm spre roadă multă și binecuvântată. Și astfel să fim pildă celor de lângă noi prin cuvântul cel bun și prin purtarea cea dreaptă și prin fapta cea adevărată sau autentică. Și cum spuneam, ce mult face, ce mult bine poate face un cuvânt bun. Un cuvânt bun pe care îl va da un om bun. Un cuvânt bun pe care îl va da un om ce ține de stăpânul și învățătorul cel bun, de păstorul cel bun, care își pune sufletul și viața pentru oile sale și care este Hristos Domnul, stăpânul și mântuitorul nostru. Ce mult face cuvântul bun spus la locul potrivit și în momentul potrivit, căci vorba dulce mult aduce. Ce mult putem noi să facem cu un cuvânt bun, după cum ce mult putem să smintim noi cu un cuvânt rău. De aceea să ne rugăm lui Hristos Domnul să ne dea cuvânt bun în ogor bun. Că dacă este cuvânt bun în ogor rău, nu prinde roadă.
Sau dacă este cuvânt rău în ogor bun, strică ogorul. Mai rău face, dă roadă cuvintelor și semințelor celor potrivnice nouă și care nu ne sunt de folos, ci din potrivă. De aceea să cerem lui Hristos cuvânt bun, în ogor bun. Noi să ne facem ogor bun, să pregătim ogorul pentru cuvântul lui Hristos. Să ne facem astfel primitori, disponibili, deschiși și receptivi cuvântului lui Hristos Domnul. Să fim cooperanți, să fim cu El într-o sinergie în acest sens, într-o împreună lucrare sau colaborare și să-L primim cuvântul Lui din Sfânta Scriptură, din Sfânta Evanghelie, din învățăturile și scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, din toate cărțile de slujbă și de învățătură ale Bisericii, din învățăturile și din scrierile marilor noștri sau renumiților noștri părinți duhovnicești. Avem posibilitatea și ocazia să ascultăm învățăturile marilor noștri părinți. Ilie Cleopa, de acum cât de curând sfânt al Bisericii, Paisie Olaru, Arsene Papacioc, Iustin Pârvu, Teofil Părăian, Rafael Noica, Ioan de la Recea și alți mari, mulți părinți ai Bisericii, Părintele Constantin Sârbu, Părintele Galeriu, Părintele Stăniloae, Sfântul Mărturisitor, Dumitru Mărturisitorul, toți mari părinți ai Bisericii care au mărturisit și au înmulțit și sporit cuvântul cel bun să prindă și în ogorul sufletelor și a vieților noastre. Pentru că primind cuvântul semănat de semănătorii Bisericii, care sunt slujitorii lui Hristos, urmașii lui Hristos, prin succesiune apostolică până în ziua de astăzi și de aici până la sfârșitul veacurilor, primim de fapt cuvântul lui Hristos, cel de viață dătător, făcător și ziditor. De aceea, cu un cuvânt poți să vindeci sau poți să rănești, cu un cuvânt poți să însănătoșești sau poți să strici pe cineva, cu un cuvânt poți să folosești și să-l îmbogățești pe unul sau să-l smintești. Vedeți ce mult face un cuvânt bun și potrivit spus la locul și la momentul potrivit. De aceea, bine ar fi să avem noi proprietatea cuvintelor noastre. Într-o lume a flecărelii, în care verbalizăm totul, în care vorbim vrute și nevrute, verși și uscate, în care e atâta opinie, atâta părere, deșartă, nedeșartă, folositoare sau nu, în care toți ne pricepem la toate, în care toți le știm pe toate, vorbim mult și ascultăm puțin și facem și mai puțin, bine ar fi ca noi să avem totuși stăpânirea și proprietatea cuvintelor pe care noi le rostim. Ce impresionați suntem sau am fost când ne-am întâlnit vreodată sau am avut în familiile noastre pe cineva care vorbea puțin, calculat, măsurat și cumpătat. Puțin și suficient, dar cu folos. Puțin și bine, puțin și bun. Știai că omul acela care se bucura de un respect și de autoritate pe care o avea, știai că omul ăla când spune un lucru, apoi știe ce spune. Aveai un respect în fața lui. Nu era unul care să tot vorbească, să tot flecărească, așa aflându-se întreabă, poartă vorbe, poartă vânt, nu. Sau gură cască sau pierde vară. Ci un om care spunea un lucru clar și limpede. Uitați-vă la mari părinți duhovnicești ai noștri și când te duceai la ei, când mergeam la ei, nu s-apucau să vorbească acolo, de nu-i mai puteai opri. În primul rând nu vorbeau neîntrebat. Te duceai să ceri un sfat, te duceai să ceri un cuvânt. Mi-l amintesc bună oară pe părintele Iustin Pârvu. Foarte succint. Te primea, te asculta, îi spuneai ce aveai de spus și el stătea. Stătea o vreme, cugeta, procesa și după aceea îți spunea într-o maximă,
într-o apoftecmă, îți spunea exact ce aveai de primit și care lucru ți era de atât de mare, de mult folos. Sau părintele Arsenie Papacioc, era o sclipire. Într-un cuvânt îți făcea rezumatul, te scana și îți făcea rezumatul întregii tale probleme și îți dădea soluția. De unde atâta esență, atâta sinteză, atâta substanță, atâta conținut? Din faptul că cuvântul rostit, propovăduit sau mărturisit de ei, adresat nouă, era izvorât și avea sursa și resursa în Hristos, Domnul, cuvântul cel întrupat sau Logosul cel întrupat și veșnic și adevărat. Adică și avea sursa în cuvântul Scripturii, în cuvântul Evangheliei, în scrierile și în viețile sfinților, în învățăturile sfinților, în proloage, în mineie, în sinaxare. În toate aceste cărți de strană, de slujbă și ale bisericii și în marii părinți duhovnicești de la care și ei au apucat să învețe, care le-au fost lor învățători și nu vorbeau nimic degeaba, de șart, nimic așa ca să se afle în treabă. Erau chiar zgârciți și scumpi la vorbă, însă la ei vorba era vorbă. Adică mai degrabă putem spune că la ei vorba era faptă. De aceea să avem grijă cu cuvintele noastre. Că vedeți ce ușor prin cuvinte sau cu ajutorul cuvintelor putem strica imaginea cuiva, putem afecta notorietatea sau publicitatea, personalitatea cuiva, putem afecta starea lui socială sau morală sau spirituală, sufletească a cuiva. De aceea să fim extrem de prudenți și de precauți atunci când începem să rostim cuvinte. Să fie cu adevărat cuvinte, nu vorbe fără conținut, fără substanță, ori fără noimă sau rațiune. Și toată această purtare a noastră să fie raportarea noastră la cuvântul Evangheliei de astăzi, care este sămânța semănată de semănătorul cel bun și care să ajungă în ogorul nostru cel bun, al inimii, sufletului și vieții sau minții noastre, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.